Bine v-am regăsit la podcastul nostru. Sunt Gabriel Cristache și, ca de obicei, în fiecare joi ne vedem pe municipiultrgoviște.ro. Astăzi, la Oamenii Cetății, avem un nou invitat, un om foarte important pentru industria ospitalității. Scriam aici, un om care și-a dedicat viața a ceea ce astăzi numim industria ospitalității. Dragoș Mosor. Bun găsit! Frumos! Frumoasă prezentare, să spunem, dar ați indicat o așa numită industria ospitalității în niște termeni elogioși, în momentul în care ea se află în mare suferință, în momentul de față, pentru că, practic, a fost sectorul economic cel mai afectat, că, să spun așa, sau printre cele mai afectate de nenorocita asta de pandemie, nemai vorbind de faptul că în anumite domenii care țin de relațiile de muncă, dacă doriți, întotdeauna lucrătorii din acest sector au fost cei mai prost plătiți din economie și se vede după toate statisticile. Nenorocirea este că, din punctul acesta de vedere, toată lumea clamează, toată lumea afirmă și nu există în toate programele politice, de, să zicem, de după Revoluție în permanență, o preocupare declarativă, numai declarativă, pentru că efectivă nu există, evident, pentru ceea ce înseamnă sectorul servicii, turism și așa mai departe, ca elemente de dezvoltare economică. Aceste industrii fără fum, care la alții performează și reprezintă o bună parte din realizările economice și din PIB-ul național. Vezi Franța, vezi Austria, vezi Italia, vezi țări cu tradiție în domeniu și așa mai departe. Mai nou și Bulgaria. Da, da. Pentru că întotdeauna ne place să vorbim mult și să facem puțin. Asta este realitatea, din nefericire. Și aici nu fac trimitere neapărat la cineva. Nu poate nimeni să facă o diferențiere între perioadele unde au condus unii sau alții. Treaba asta e la fel. Noroc că nu trebuie să fim numai negativiști. În ultimii ani, să zicem cam din 2000 încoace, investitori privați serioși și profesioniști au realizat în multe părți ale României niște structuri de primire turistică cu adevărat deosebite, care se ridică la niște standarde și care rivalizează și care concurează lejer cu tot ce e afară. Partea care nu, pe care nu reușim să o punem la punct sau să o realizăm, presupune o acțiune comună, concentrată, a sectorului privat și ajutor din partea organelor de stat, care ține de partea de divertisment, partea de petrecerea timpului liber, de agrement și așa mai departe. Nimeni nu pricepe că multe dintre zonele de interes turistic din România nu sunt neapărat zone de odihnă. Sau nu odihnă în vechiul, ca într-o stațiune balneoclimaterică. Oamenii, omul modern are nevoie de odihnă activă, de agrement, de distracție, de ce dori. Aici nu se intervine. Petrecerea timpului liber, e o expresie, da? Da. Trebuie să fie făcută cât mai... să ai ce să faci, de să fapt. Să ține numai activ. Esența, nu? Pe urmă, nu? Fiecare dintre noi, mai nou, avem niște hobby-uri, da? Fiecare avem niște plăceri. Fiecare
își propune ca în perioadele de liber, de concediu și așa, să-și satisfacă propriile plăceri sau propriile modalități de a petrece timpul liber, care sunt foarte diverse. Da? De la vânătoare, cum sunt eu cu vânătoare, pescuit, echitație, dacă doriți. Unii chiar joacă jocuri de noroc, unii se duc și joacă la casino, de ce nu? Că e da. Dreptul fiecăruia să aleagă până la urmă. Una e să joci o tablă sau un remis cu prietenii sau o carte și una e să... Există mai nou unul dintre segmentele de turism mondial unde există turism dedicat acestor gen Las Vegas. Obiceiul. Cum e Las Vegas-ul, cum sunt turiști din țări unde jocurile de noroc sunt interzise sau au un regim special sau nu le permite există anumite restricții, care vin și joacă. Nu e nimic greu în toată povestea asta. Fiecare are dreptul să-și aleagă, poftim și propriul viciu, dacă dorești. Știu că la un moment dat și în București erau cazinouri care primeau astfel de jucători. Nu știu dacă... Eu nu am idee, eu nu cunosc zona asta și sincer nici eu, dar, nu mă interesează. Nu sunt un jucător. Dar mai, este, v-am dat numai, pe zona asta? V-l-am dat numai ca exemplu. Hai să venim la noi. Să mergem aici. Pe zona noastră, da? Da? Tot aud de stațiunea Padina Peștera. Eu am ceva rețineri, n-am pronunțat, n-am botezat stațiune. Cred că ne-am grăbit puțin în a boteza stațiune de interes național. Nu că n-ar da bine, nu că n-ar fi perfect. Treaba asta permite o deschidere, permite accesul probabil la niște investiții, permite realizarea unor obiective turistice de interes național, dacă doriți. E, peste toate astea, în cadrul natural care îl avem în Bucegi și peste toate astea, nu s-au rezolvat, nu s-a plecat de la ceea ce trebuie întâi, adică de la realizarea unor evenimente de civilizație și de infrastructură primară care să permită realizarea ulterioară a unor obiective cu adevărat civilizate. Și peste astea, în planul urbanistic, care bănuiesc că este făcut deja și în ceea ce se realizează, se lucrează, se discută, da, încă e în eu mi-aș dori din tot sufletul să nu încărcăm, ca în alte părți, totul în beton și sticlă. Pentru că zona montană, în general, nu dă bine deloc cu astfel de obiective turistice. Plantate de fiecare unde crede și cum crede, ne mai vorbim ca arhitectural, vorbind dacă nu există o armonie între munte și ceea ce face mâna omului și asta, totul... Și peste toate lucrurile trebuie să mai învățăm o regulă. Nu trebuie să mai reinventăm roata mersul pe jos și apa rece. Astea sunt deja copilării. Haideți, domnule, trimitem niște oameni cu scaun la cap în Elveția, da? În Austria, în cantoanele vecine, în Austria, în Germania și astea, unde sunt realizate asta niște stațiuni și niște investiții în zona înaltă, montană înaltă și așa mai departe, și pur și simplu să copiem sau să luăm niște proiecte. Eu zic că se lucrează și eu aștept de mult să facă. Acolo, această stațiune este de viitor și cu siguranță că se va investi acolo. Noi așteptăm de foarte mult timp să avem și cum să petrecem timpul liber cu adevărat acolo. Eu unul merg foarte mult la munte și de acolo urc către Vârful Omu, către Babele, către Sfinx, dar într-adevăr îmi doresc să mă bucur de acea zonă, dar să am și condiții plăcute, plecând de la ceea ce fac, dar și ceea ce văd. Aici e problema. La asta mă referam. Eu sunt de fel din Moroieni. Eu sunt născut în zonă și crescut acolo și știu despre ce. Legat trup și suflet de zona respectivă. Ce pot să vă spun? Că nu-mi place deloc. Vara, când există sutele și miile alea de mașini, când toată lumea se înșiră
în toată Poiana aia Padinii și peste tot, pe marginea drumului și peste tot. Când efectiv nu există niciun spațiu amenajat pentru un grup sanitar civilizat. Dar s-au mai adus niște... La fluxul ăla de oameni și la ce acolo vara, în perioada de plin sezon, sunt absolut insuficiente. Insuficiente, dar eu zic că se lucrează. Eu zic că se lucrează pentru că am văzut un aer proaspăt. Eu nu spun că nu s-a făcut și că nu s-a făcut. S-au realizat deja niște obiective turistice de top chiar, văd niște unități hoteliere care sunt într-adevăr la un nivel de clasificare ridicat. 4 stele, de 5 stele, chiar se tinde către... Asta e foarte bine. Dar trebuie continuat pe treaba asta. Cât despre omul cu posibilități reduse, să spunem, materiale reduse, trebuie realizate niște locuri de campare civilizate. Foarte clar și foarte bine delimitate, unde se existe acces la apă curentă, acces la energie, niște prize din astea unde să existe un par de rulote, dacă doriți, să existe și acolo. Ar fi perfect. Nu? Se fac ar și acoperi bani cu el, da? În perioada de vară, ar substitui incapacitatea de preluare în spațiile de cazare a operatorilor din turism din zonă, pentru că nu au cum să asigure exact un par de rulote, da. Ar fi, dar totul ținut sub, cum să vă spun eu, sub o supraveghere atentă și în condiții de curățenie de plină, civilizație și în condițiile în care mediul trebuie protejat. Asta este ideea. Hai să ne întoarcem un pic în timp, pentru că, într-adevăr, experiența este foarte mare și am înțeles că ați fost cel mai tânăr șef de OJT, era... Nu de OJT, de unitate. Sau cum era? Din țară. Din țară, da. Nu? Nu știu, șef de? Văd că cineva v-a furnizat informații. Ceva așa, da. Și, la 24 de ani eram deja șeful restaurantului Dâmbovița, din Târgoviște. 24 de ani neîmpliniți. Cum ați ajuns acolo? Deci, am ajuns când am ajuns. Și ce a însemnat această postură pentru viitor? Ce să vă spun? Mie toate mi s-au întâmplat de foarte tânăr. Dovadă că m-am însurat la 20 de ani și ceva, mai precis. 20 de ani și ceva. Și la 23 de ani, 24, nu împlinisem 24, am preluat restaurantul Dâmbovița din Târgoviște, care însemna restaurant, autoservire și partea de alimentație publică, ulterior și o carmagerie și ce mai era pe acolo. Este adevărat. Eram, când ne-am întâlnit la București, șefii de unități reprezentative, unități de turism reprezentative din țară, eram într-adevăr cel mai tânăr, pentru că noi făceam așa renumitele reciclări la baza noastră de perfecționare a cadrelor din turism, la parc turist, care era, cum să vă spun eu, era o treabă care mă furniza forța umană, elementul uman pentru tot ce înseamnă turism și alimentație publică în toată țara. Deci era un centru de perfecționare. Centru de formare, în primul rând, și perfecționare a cadrelor operative de conducere din turism și nu numai cadre operative de conducere, și a lucrătorilor din turism, pentru toate meseriile. Mai există așa ceva astăzi? Există în sistem privat. Se mai lucrează și s-au mai realizat și pe fonduri europene niște chestii de astea, dar nu sunt nici pe departe atât de performante cât față de ce era acolo. Eu, care am trecut și am petrecut o perioadă bună de timp acolo, atât la cursurile de șef de unitate, cât și la conducătorul unic a unității cu activitate complexă, de director de complex până anii 86-87, pot să vă spun că aveam toate condițiile, toată baza materială la dispoziție,
cât să putem învăța și lucra efectiv. Era foarte important că noi lucram efectiv până învățam sub supravegherea permanentă a unor profesori și a unor maestri în domeniu, care erau cei mai performanți din Europa la momentul ăla. Eu am avut, să spun, norocul și să-l prind pe domnul Radu Nicolescu, care era o somitate în probleme de turism și alimentație publică, care a contribuit decisiv la formarea mea pe meseria asta și care m-a ajutat foarte mult. Din punctul ăsta de vedere, pierderea sau închiderea centrului ăsta, sau, cum să spun eu, renunțarea la o astfel de formă de pregătire, mai precis unde era, ca să vă exemplific, bar, școală, bucătărie, școală, restaurant, școală, linie de autoservire, școală și așa mai departe, în tot ce însemna complexul turist, parc, Flora, era practic unica soluție pentru realizarea unui specialiști cu adevărat în domeniu. Ce se realizează acum, se fac cursuri de formare profesională, eu lucrez pe formare profesională de 20 și ceva de ani, 24-25 de ani, dar nu avem condițiile de acolo nici pe departe. Nici pe departe. Da, s-au schimbat lucrurile, uneori în bine, uneori mai puțin bine. Hai să o luăm tot așa. Pe unde, deci am început de la Dâmbovița și ce a urmat? Adică pe unde ați lucrat? Am trecut în meseria asta prin multe locuri și cel mai semnificativ în cariera mea profesională au fost detașările pe litoral. Am lucrat 9 ani pe unități mari și reprezentative pe litoralul românesc. Să începem cu Melodia din Venus, Esplanada, Măgura din Eforie Sud, Topaz Cristal din Cap Aurora, Narcis din Saturn, nu știu, nu reușesc să le aduc pe toate aminte așa de bine, unități care în general aveau între 700 și 900, chiar 1000 de locuri. La Esplanada aveam 1100 de locuri. La masă. Da. Și unde la începuturi cel puțin 50% erau ocupate de turiști din afară, de turiști străini. Am lucrat cu firme mari din străinătate în anii 80, cu Toyo, cu Neckermann-ul, cu Air Vacances-ul, cu Cedoc-ul, cu Sport Turistul, cu polonezii și așa mai departe. Am colaborat cu foarte multe firme și asta iarăși de foarte tânăr. Deci la 24 de ani lucrase în Dâmbovița, la 25 de ani am plecat deja în prima detașare pe litoral, unde și pe acolo eram cam cel mai tânăr. A fost greu? Ce să spun? Să spun că mi-a fost greu, toată lumea o să spună, ziceți, uite bă, ce se plânge ăsta, nu? Să făceau bani, să făceau bani mulți. Nu? În mintea unora, da. Da. E ușor să calculezi în locul altuia și să-ți imaginezi că era atât de simplu să faci bani mulți sau din sectorul ăsta se câștiga foarte mult. Nu neg faptul că și în branșa noastră și în tagma noastră au fost oameni și oameni, oameni de toate felurile. Dar a pretinde ca șef de restaurant sau nu știu ce, că n-am trăit mai bine decât alții, aș fi ipocrit. E limpede că nu e cazul să fac astfel de afirmații sau că n-aveam o situație materială, să spun, ceva mai bună decât a celorlalți.
Dar, deși am lucrat cu mulți bani, vă vine să credeți sau nu, n-am fost niciodată omul banului. Am lucrat cu foarte mulți oameni, am format foarte mulți oameni, mi-a plăcut să promovez și să cresc efectiv niște oameni. Teoria mea, am problema lucrurilor cu oameni, este că întotdeauna cine este un bun manager își crește oamenii, nu-i cumpără, ca și în fotbal, și caută să își mențină și să-și păstreze o echipă cu care să performeze. Singur nu faci nimic în meseria asta. Da. Și eu ce să vă spun, vorbeam de litoral, categoric n-aș fi putut să obțin performanțe în 84 cu Măgura de la Eforie Sud, am ieșit locul 1 pe centrala Unete Litoral. Vă imaginați ce înseamnă asta? Cam câte unități sunt pe litoral, de la Mamaia până la Neptun. Și culmea, unitate de detașare. Unitate de detașare, care o să vă spun că toți machidonii din Constanța și toate aia au sărit în aer în momentul în care a venit un puș de la Dâmbovița și le-a luat fața. Ei, treaba asta nu mi-apare, meritul nu mi-aparține numai mie, categoric. Aveam echipă, aveam oameni, aveam profesioniști. Oameni care veneau tot aici? Da, adică cu nucleul de bază, cu nucleul de bază, cu oamenii de, ca să spun așa, cu oamenii cu care lucram direct, plecam de acasă, 30 ceva, 40 de oameni. În general, colectivele erau mari, 60, 70, 70 de oameni. Pentru muncitori necalificați, ajutori, bucătari, ajutori de ospătar și alte funcții, și astea mai luam, mai preluam și din zonă, pe perioada de sezon. După cum vara, să știți că am ajutat foarte mulți studenți, uneori chiar elevi, pe care îi angajam pe perioada de sezon, care mai câștigau și ei un bănuț. Era o treabă excelentă pentru ei. Am avut unul care n-a avut decât bani de tren să ajungă la mare, crescut de o bunică, mi-aduc aminte acum și voi aduce aminte toată viața cu plăcere, pe care am fost la un pas să nu l-angaj, pentru că părea prea firav. Așa prea... Nu. Dar în final ceva mi-a spus că trebuie să-l ajut. L-am angajat. La primul salariu era frică să, ia, să stea și cu bani în cameră. M-a pus pe mine să-i țin, să-i păstrez. Pentru că se câștiga bine. Vorbesc de câștig oficial. Că neoficial mai câștigau oamenii, aveau ospătarii și astea, aveau categoric Ciubucu și astea. După cum aveam firme străine care ne premiau. O să vă explic imediat dacă e timp. Da, este timp. Trebuie să aflăm lucruri din spate. Da, deci în final omul a rămas toată vara, a ajuns până toamna să se împlinească așa și el ca om, a ajuns chiar să performeze, era student la mine, că asta nu am spus, la Institutul de Mine, sau cum se numește. Ei bine, în 2000, când a fost ultimul an pe litoral, a oprit o mașină în fața unității și a coborât un tip pus la 7 ace cu șofer și cu o doamnă, care a venit și a dat mâna cu mine, m-a luat de gât, m-a îmbrățișat și eu nu știam despre ce e vorba. În anul 2000. În 2000. Eu, ceea ce spun eu se întâmpla în 84. În 84, după 16 ani. Cam așa face. Cam așa. Așa? Era domnul director al centralei de mine de la Petroșani. Fostul meu ajutor de ospătar. Aici e foarte sensibil și văd că v-ați implicat, pentru că, într-adevăr, v-ați dat seama că au fost oameni care și-au dorit, pe care ați putut să-i ajutați și care au și performant, pentru că trebuie să-și dorească și ei. Ce să vă spun, am mare lucru. Oameni care au lucrat cu mine, care au prăvăliile lor acum afară. Oameni care lucrează pe vase de croazieră și care câștigă nu bine, foarte bine. Care, că vorbeam de bani mai devreme și de realizări materiale și astea, stau mult mai bine decât mine, mult peste mine.
și de care sunt foarte mândru, să știți. Sunt naș de profesie, care cum n-a avut naș și m-a găsit pe mine întotdeauna. Am fost aproape. Ce aș vrea să spun cu treaba asta și să le recomand celor care lucrează și manageriază în domeniu, în ziua de astăzi. Nu e suficient să bagi bani în ziduri. Nu e suficient să realizezi și să construiești unități de turism. Ai rezolvat numai 50% din problemă. Toate astea, fără factorul uman, fără elementul uman, bine pregătit profesional, bine instruit, motivat să performeze, nu faci și nu rezolvi nimic. Peste toate astea, dacă nu ești și empatic în relația cu oamenii, e momentul să te apuci de altceva. Pentru că ce observ peste tot, cam peste tot, două lucruri care mă întristează. O afluire a personalului permanentă, o plimbare a oamenilor de colo-colo, până când vin în final își găsesc calea către exterior, cei buni. Și doi, apariția unor unități în domeniu care debutează bine, care încep, să spun, promițător, da, pe la care trec, vă dați seama, din curiozitate profesională, după care ulterior coboară ștacheta calității. Aici lucrurile. Aici nu e în regulă, dar acum pe piața asta așa concurențială, pentru că într-adevăr există cu adevărat acum piața concurențială, da, oamenii știu să facă diferența, pentru că au învățat și ei ce înseamnă un anumit nivel, ce înseamnă calitatea produsului, ce înseamnă calitatea serviciilor, și atunci se simte imediat, pentru că omul ăla care nu se mai regăsește sau nu se mai simte bine acolo în acea unitate. Știți la cine care e omul ăla? Știți cine e omul ăla? Nu știu. Este românul care a dat cu nasul pe afară. Păi și noi ăștia că ne-am dat? Și care se întoarce. Nu. Și noi am dat. Fie vorba în calitate de, așa, de vizitatori, de turiști. Da, da, în general, românii au tot, în ultimii 30 de ani, au tot ieșit afară. Eu am fost în America în 80, așa că... Eu n-am fost am avut onoarea să fac parte din delegația ambasadorilor prieteniei care au vizitat America în 1980. Văzând ce e acolo, pentru că înainte de 90, categoric, oamenii se mulțumeau cu ce găseau, cu ce primeau, cu ce să vă spun. Da. S-a ajuns în situația de-a dreptul ridicolă, că cineva care trebuia să facă o nuntă trebuia să aducă și porcul ca să-și aducă carnea. Aminte. Da, erau tot felul de tâmpenii și de abelea, ce să vă mai zic. Am avut conflicte și cu tovarășii de la securitate, când la esplanada m-au apucat nervii și am aruncat sacii cu arpacași. Era un dezastru pe ultimii ani al lui Ceaușescu. Era un dezastru. De asta vă spun că cine stă și face calcule în locul altora și numără numai bani așa în mintea lui, a trebuit să gândească și prin ce am trecut noi, cei care au lucrat în sectorul ăsta. Nu a fost deloc simplu. Nu a fost simplu niciodată să te scoli la 6 dimineața, să te cuci de la 6 dimineața la 2 noaptea non-stop, fără sâmbătă, fără duminică. Întrebați-mă câte revelioane, și lunea și câte revelioane am stat acasă, în picioare, uitându-mă la alții cum se distrează, da? Nu, invers, câte revelioane ați făcut acasă? În perioada aia niciunul. Niciunul. Da? Deci am stat în picioare uitându-mă la alții cum se distrează. Bun, asta e specificul meseriei, categoric. Mi-am asumat asta, dar tot ce am făcut în viață am făcut cu plăcere. Am făcut un lucru absolut convins și am fost și sunt foarte mândru că am deservit un domeniu în care, cum spun eu, omul e om. Știți ce mult înseamnă asta? Așa, când vine așa la mine în restaurant și stă cu paharul ăla în față
stă la o discuție, cum stăm noi doi acum. Sau stă pur și simplu singur. Și într-o... se gândește la ale lui și astea. Abia acolo e om. Pe stradă e pieton sau șofer, da? Da. La servicii subalter sau șef. Da. La spital e doctor sau pacient. Da. Îmbracă una din posturile astea peste tot? Nu. Nu vorbesc în general. Păi el în fiecare loc se adaptează la ce la restaurant face, ce e? E el, probabil, e el. Nu? E om. E el. Eu am cunoscut oameni în postura asta. Și ce oameni, Dumnezeule? Păi ia, noi avem nevoie de povești aici. Ce oameni? Cine? Care sunt cei mai, poate, importanti? Din ce domeniu? Din artistic? Orice domeniu. Noi suntem orice domeniu. Să vă spun artistic? Păi Ceaușescu l-a servit vreodată? Da. La Bolovan. E foarte o singură interesant. Dată am avut plăcerea, dar s-a supărat tovarășa pe mine că i-am mai pus în pahar. Deci femeile și pe vremea erau da, tot ca acum? A venit cu bulgarul, cu Brejnev, sau cum îl chema pe ăsta, Hrușcev, Brejnev. Brejnev, Brejnev. Nu Brejnev. Da, da. Pardon, al bulgarilor, știu. Așa? Da, Brejnev. Și se bea galbenă două dobești, mă rog. Și eu am fost pe zona lui și pe alul ăsta și în momentul în care i-am mai pus în pahar pentru că el mi-a făcut semn. Logic. De ce? Pentru că bulgarul le ardea unul după altul. Da. Și omul n-a avut decât puțin și probabil n-am știut că madame nu îl supraveghea așa. Om la om așa cât să nu facă așa. Excese. Și mi-a făcut semn să-i mai pui, eu i-am mai pus. Ea n-a fost atentă că vorbea cu cel din dreapta ei. Așa. Și când a întors capul și a văzut că era vinul în pahar. Vinul în pahar, s-a întors la mine și a zis, ce faci, bă, nemernicule? Ți-am spus eu să mai pui. Acum, dumneata, ca bărbat, în situația asta, care era prima replică pe care o spuneai? E să filmează. O făceai, ce o făceai atentă pe cucoană, lasă omul zis, în pace, a zis spus șeful, eu. Nu? Nu. A, el. A, da, era mă referiți la Ceaușescu. Da, era, ar fi zis, lasă-mă că eu am zis. Da. Da. Nu era normal? Așa era normal. Și? Păi da? De unde? Nici s-a băgat capul între omul, s-a făcut nici de unde. Atunci a realizat cât de tare era presiunea asupra lui din partea ei. Și nu numai atunci. A debutat în 82, la conferința de la Mangalia, am făcut parte din cei care au asigurat protocolul în spatele scenei. Nu mă întrebați cum am plecat de acolo. Când tovarășa a fost numită șefa cadrelor partidului, cabinetul 2, practic, când așa, a intrat în... În 82? Da. Când a luat asta... Începutul de sfârșit. Da, exact. Când a luat asta cuvântul și a început să spună despre actori, despre noi, comercianții și ce facem și nu știu ce... Vă după care a început nebunia cu închiderea localurilor și cu toată povestea și cum îi azmuțea pe ăștia ca să vină să ne aresteze, să ne facă, să nu știu ce. Dar atunci a început nebunia, da, nu? Da, da, da. Și ați fost la protocolul ăla când da, tanti da. A fost da. Ridicată în grad. Da. I s-a dat și putere, că era puterea nu se vedea. I s-a dat puterea, cabinetul i s-a transferat practic din puterea lui foarte mult. Foarte mult. Sunt puțin român care știu lucrul ăsta. Și când a fost masa asta cu bulgarul, era în 80 și mai mult. În anii 80 și ceva. După, nu mai știu, exact. Ulterior. După. După 82. Da. După care, ce să vă spun, l-am însoțit pe Maurer vreo 5 ani la vânătoare. Ion Gheorghe Maurer a fost o reală plăcere de data asta, pentru că era un om de viță nobilă și cu tot o altă atitudine. Și educat, asta la vreo, da, foarte da, educat da, și foarte de la elegant. Care aveai ce auzi, aveai ce învăța și care o ura de moarte, apropo de, de doamna. Da, da. Păi, da. Cred că nu îi bea nimeni, dacă mă întrebați. Cred că nu vreau să vă spun cum îi zicea, că e un cuvânt mai dur. Da? Băi, pot să spun, poftim. Care-i? Păi asta ascultăm, spunea, mai contează. Spunea, până. Bă, băie, zice... N-ar fi Nicolae cât ar fi de rău cât e cățeaua aia, zice, a, cățea, aia. Cățea. Da. Se folosește și asta. Da, asta era nu, așa realitate. E, pentru informațiile astea merg la cei care știu, da. Zărbuța noastră și peste ei, știu despre ce vorbim, la cei tineri află cu ocazia asta, pentru că ei nu, da. Nu au aflat, nu știu. Intră în contact așa prin ceea ce citesc sau prin poveștile părinților da, și bunicilor. Da, cei tineri au
au neșansa să fie, cum să spun eu, să li se ofere prea puțin din ceea ce trebuie, din nefericire. Din trecut, dar prezentul le acaparează tot timpul și nu știu dacă este chiar foarte bine asta. Vreau să vă întreb, cum erau ei? Adică, că dacă tot am ajuns la familia Ceaușescu, știau să distreze? El știa să distreze? N-am participat. Păi după chestia asta v-a ușuit? Da. A trebuit să plecați de acolo? Nu, știau. Adică nu era problema după de distrație. Era o chestie protocolară după vânătoare și asta. El când era bine dispus, din ce am înțeles și eu de la Neanicu Dragomir, care a președintele la vânătoare și de la alții, era un tip haios. Era un tip foarte, cum să spun eu, jovial. Când nu era cu ea, dumne, ca să ne înțelegem. Păi la vânătoare pleca singur? Da, de regulă da, atunci a fost. Erau băiețești. Da. Când venea, ca mai fost. Și era un tip cu care, cum să spun, oarecum deschis. Dar, vedeți dumneavoastră, puterea schimbă oamenii. Și acum. După și atunci cum, și acum. După cum spun eu că și că sărăcia ticăloșește. Să știți că transformă oamenii astea două lucruri. Aduc transformări în mentalitatea, în mintea și în comportamentul uman fantastic de mari. Oamenii, omul sărac devine umil, devine manevrabil, devine, cum să spun eu... Dar nu neapărat rău. Adică cel sărac, sărăcin devine mai rău decât cel care se îmbogățește? Nu vorbim de răutate. Devine pasiv, devine inactiv. Sărăcia și frustrările astea de ordin material îl aruncă către lehamite, către... îi inoculează ideea că nu mai poate face mare lucru sau că nu mai poate face nimic din nefericire. Fără să realizeze că demoralizează. Fără să realizeze că de fapt nu ăia care pretind că au puterea sunt puternici. Nu. Puterea e la noi. Dar noi, în situația în care suntem ținuți așa cum suntem, nu putem acționa, nu putem să ne impunem un punct de vedere din nefericire. Alți oameni importanți, plăcuți, oameni care v-au rămas în minte, oameni valoroși și iară facem înainte de 89 sau după 89, erau, care erau mai importanți? Ce să vă spun, am avut plăcerea să am 2 ani teatru de comedie la mine, cum mulți dintre actori au rămas prieteni pe viață. Cu Vladimir Găitan, Dumnezeu să-l ierte, foarte bun prieten de familie, am fost băiatul meu cel mare, s-a dus la Academia de Teatru și Film, tocmai pentru că a trăit printre ei. Și i-a cunoscut nemijlocit. Am fost la vânătoare cu ei, cu Duțu Găitan, cu Șerban Ionescu, cu Dan Pița, cu regizorul, cu Șerban Cela, cu Dan Tufaru, la pescuit, Cornel Vulpe, care a stat o grămadă pe la mine, Nea Fănică, Dumnezeu să-l ierte, Mihailescu Brăila stătea câte o lună vara, îl țineam la mare pentru că, vedeți, noi trăiam convingerea că actorii sunt oameni care o duc bine. Ne gândeam că din exterior, la atâtea filme și atâtea spectacole și asta au și bani. Ei, să știți de la mine că Mihăiță, de exemplu, apropo de actori, că nici eu nu mai țin minte pe tot, Titi Rucăreanu, poftim, și câți alții. Ce să vă spun, că stăteam la șprițuri după ce terminam programul la Măgura, afară undeva acolo, până noaptea târziu. Nu, am trăit clipe de neuitat, adevărate spectacole după spectacol, dacă doriți. Da, frumos. Da, care era o nebunie. Silviu Stănculescu, poftiți, cu care am avut iară plăcerea să stau, Gigi Dinică și așa mai departe. Aia trebuie să vorbiți despre vocea lui. Da. Și ziceați de sărăcia acestor actori. Domnule, nu spun sărăcie neapărat, dar nu era nimic din ce ne imaginam noi. Cu adevărat, pricopsiți, adică, cum să spune, pe vremea aia, care stăteau foarte bine, cu aia care făceau șușanelele astea de spectacole pe stadion și care cântau cu Irina Loghi și Dolănescu la anunții. Și la astea care plecau cu
vorba aia cu traista cu bani. Dar ăștia aveau un 2500, un 2600 salariu pe lună. Înțelegeți? Deci pentru ei era mană cerească. Dacă eu seara după spectacol, când veneau la masă și astea, le puneam câte două sticle de vin trimise de la prietenul meu, Gigi Dragomir, de la Megidi, comandantul poliției de la Megidia pe vremea aia, care am fost coleg de armată. Și câte o chestie de asta care pentru ei conta foarte tare la posibilitățile lor materiale. Cei care mai realizau filme și astea, Pălăcătuș, poftim, l-am avut, care a stat la mine în 84, imediat după ce s-a însurat, în 85, a venit cu Steagul Roșu, Brașurea, pe vremea aia. Și când era Mitică Dragomir, celebru Mitică Dragomir, președinte. Celebru. Care a avut proasta inspirație să vină să-i dau o factură mai mare, un bon mai mare, ca să facă rost de bani negri și dea la arbitri. Deci îl făcea și venea la mine cu o sticlă de whisky și un carton de Kent. Și am spus, prietene, deschide-te, rog, fișetul ăla. Era plin de nevoie, ia de acolo. Cartușe de Kent. Zic, proastă inspirație aici, ai impresia că eu sunt milițian, mă, sau activist de partid. Și vorbim despre Lăcătuș, vorbim despre Nea Dragomir, care Nea Dragomir știa să facă bani întotdeauna. Da, el a fost șmecherul. El era șmecherul în toată... Și acum unde e. Apărea. Și acum e. Da. La realitatea e că întotdeauna pâinea de cea de toate zilele al lor, a șmecherilor, e fraierul. Și asta e adevărat. De ce s-ar face șmecherii dacă n-ar avea cu ce să hrăni? Deci... Viața asta depinde cu unde vrei să te încadrezi, nu? Sau cum? Da, se pare că din nefericire trebuie să te plasezi. Volens, nolens pe una dintre, pe una dintre categorii. În ăla șmecher sau în ăla fraier? Uite și acum, ce să mă... tot timpul, vă amintiți, la Revoluție toată lumea făcea propaganda asta, zice, stâna partidului, cantina partidului, restaurantul partidului, adică de ce domnule ale partidului și noi aici, ai cui suntem noi, cine suntem? Nu? Eu nu știu că n-am fost membru de ce partid. Partidul? Acum vă întreb pe dumneavoastră, au trecut 30 de ani, de ce unii trebuie să fie speciali? Păi sunt în continuare, dar s-a pierdut vreodată chestia asta cu special? N-am înțeles de ce unii, repet întrebarea, de ce unii trebuie să fie speciali? Păi, bună întrebare, de ce? Păi eu... Așa e sistemul, nu? Dacă știam, nu vă întrebam. Păi probabil că sistemul protejează oamenii speciali. Și fiecare zonă de oameni speciali își protejează proprii oameni speciali ca să fie la, să continue speciali. Da. Nu știu. Păi, adică eu mă gândesc așa și îmi cer scuze. Sunt bun, niște și atunci copii... ce rost a mai avut aglomerația aia din 89? Dacă a trebuit să creăm atât, din nou atâtea falii în societate... Sunt părțile bune. Ce, dacă mă provocați, atunci sunt părțile bune, da? Vreți să o propunere la concret? Nu, dar am altă chestie, chiar mă gândeam. Sunt copii de băieți din ăștia șmecheri care au făcut și în politică și sunt, și dacă te uiți acum, chiar dacă au trecut și pe la pușcărie și pe asta, și vorbim la nivel național, ei sunt foarte bine. Auzi acum cu stupoare că e pe la Bruxelles, că e pe acolo, pe acolo, pe acolo. Pentru ei se poate. Așa cum și ei au fost favorizați la rândul lor, că și ei sunt copiii cuiva. Care a... Pe tema asta e foarte mult de discutat. Dar eu revin la ce vă spun. Eu v-am spus, nu am fost om care a trăit rău în fostul regim. Da. Dar vreau să reține și cine dorește să mă creadă, n-are decât să mă creadă pe cuvânt. N-am fost niciodată rupt de ceilalți și de suferințele celorlalți. Nu vă spun cât de rău mă simțeam când veneau oamenii la mine să cumpere la preț de restaurant pentru un copil o ciocolată sau o portocală, o bucată de carne sau ceva. Și n-aveam posibilitatea să-i servesc și să-i ajut pe toți. Să nu credeți că era așa ușor și că era simplu. Și, din potrivă, trebuia întotdeauna prin spate să-i servesc pe tovarăși, pe care știți foarte bine. Nu are rost să mai discutăm despre asta, dar în momentul în care... am stabilit, vă spuneam de niște, am creat niște falii în societate. Poftiți, cea mai mare dintre falii, dacă doriți să o luăm așa de categorisire, diferența între bugetari, care au devenit favorizații societății,
și lucrătorul din sectorul privat. Vorbeam mai devreme de lucrătorii din Horeca și astea. Da, care sunt foarte, într-o situație foarte grea din cauza pandemiei mai ales. Deci dorința fiecărui copil acum e fă-mă mamă bugetar. Da? Nu zice nimeni fă-mă doamne ospătar. Era cu un cântec pe care îl cântau ăștia că să-mi cumpăr mașină mică. Da? Fă-mă mamă bugetar. Nu vedeți că la noi totul e dan, doasele, în care țară mai există sector bugetar plătit de două ori, de trei ori mai mult decât în privat? Până când poate să mai țină societatea asta și să mai ducă așa? Eu îmi doresc ca zona asta privată să poată să se ridice la nivelul niciodată, și peste situația asta, sistemul niciodată. De stat. Eu asta îmi doresc. Ne îmbătăm cu apă rece. Mie nu-mi pare rău că există salarii bune în anumite zone. Eu aș vrea să fie salarii bune și forță peste tot. Nu, eu nu spun că nu există o importanță și că oamenii ăștia nu sunt importanți în societate. Numai că. Uite principiul ăla nenorocit, socialist, de retribuire, cum spunea, pe care ne învățam noi la socialist științific. La fel decât să mă combateți dacă aveți argumente. Spune așa, salarizarea se face în funcție de cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii prestate. Ce era rău în asta? Teoretic și astăzi s-ar verifica. Bun, cu ce era mai rău în asta, vă rog? Teoretic ar trebui să verifice și astăzi aceeași... Ar trebui să funcționeze bine, mersi, da? Eu așa cred, eu așa îmi doresc. La asta mă refer. La asta mă refer. Da. Da, trist. Să știți că, în general, în discuții de genul ăsta nu sunt un tip foarte comod. Dar nu, pentru mine, eu sunt de acord. Și în momentul în care stau de vorbă cu anumite somități ai vieții politice și administrative actuale și nu reușesc să deranjez, să știți că nu mă simt eu bine. Mă simt chiar excelent când reușesc să le creez o stare de disconfort după discuție cu mine. Sunt întrebări pertinente și adevărul ăsta se văd, adică nu trebuie, nu putem să le ascundem. Dacă spunem noi că un lucru negru e alb, asta înseamnă că avem dreptate? Nu. Important e să nu încetăm să o spunem direct și fără nicio reținere. Eu lucrez în presă de ani și noi chiar vrem să spunem cuvintele pe nu vedeți că oamenii au început să revină la comportamentul din sfârșitul anilor 80? Uitați-vă pe stradă. Câți oameni mai vedeți zâmbitori râzând pe stradă? Câte localuri ne mai vedeți funcționând restaurante, apropo de domeniu, până la două noapte? Unu noapte. Păi n-avem voie. Câte restaurante în Târgoviște au orchestră? Din ce în ce mai puțin. Am evoluat? Eu vă întreb, am evoluat? Dacă vorbeam acum 3 ani, da. Haideți pe centru. Astăzi nu. Haideți pe centru vechi al Târgoviște de seară la ora 9. Sau nu, în weekend, la ora 8, da, 9. Da, 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 eu înțeleg. Cine e pe centru? Poate un câine hoinar. Deci, și ce era pe centru pe vremea când eu eram elev de liceu, în anii 70, spre 80? Era mall-ul de astăzi. Cum erau grădinile alea de vară? Da, popular, sau care, Dunărea, sau cum așa, se numea acolo. Când se certau nenică la Dunărea cu noi ca să ne scoată afară la 4 dimineața, la 5 dimineața. Mi-aduc aminte. Da? Și plecam cu lăutarii după noi pe centru. Mi-aduc aminte. Unde e vremea aia? Ia de fărat, sub oroarea aia nenorocită, comunistă, sub dictatura aia ordinară. Mai bine atunci. Uite, vreau să spun că ne dorea undeva pe noi de ce zicea Ceaușescu la București. Aveam momente care ne făceam de cap, făceam câte un chef care ținea două zile și ne simțeam foarte bine, mersi. Și acum ce ne oprește? Dar acum cine ne oprește? Nu, dar ce ne oprește acum? Nu, dar acum se inoculează ideea terorii nenorocitei de sistem comunist și așa mai departe. A fost și asta, categoric, cu apăsare. Nu puteai vorbi orice, nu puteai, da. Nu puteai să vezi, să asculti un program de radio civilizat. La televizor erau cele două telejurnale legate unde vorbea la 80% din cine timp. Cine să uită? Nu da. Să uită nimeni. Categoric era așa. Dar, uităm la bulgari. Dar, din toate astea, cu ce ne-am ales după 30 de ani? Eu nu m-aș întoarce. Unde? Înainte de 89. N-am spus asta. Acum, eu zic că mare parte dintre cei care muncesc și au muncit,
și-au rezolvat acele necesități și și-au găsit calea aia în viață pe care și-au dorit-o. Da, categoric. Eu chiar fac ce-mi place. Eu mă refeream și mă refer în continuare aici la egalitatea de șanse. Păi asta am început discuția. La inechitatea socială. Da. Despre asta vorbesc. Asta au fost, vor fi și sunt. Da. Va fi greu de eliminat. Să știți, din punctul meu de vedere, care sunt, trebuie să identificăm nu? Niște lucruri vinovate. Sectoarele care poartă culpa principală pentru situația în care trăim astăzi, cum trăim. Chiar eu le-am clasificat, să știți. Haide, ascult cu drag. Sistemul judiciar. Așa. Unu. Sistemul politic. Așa. Am pus judiciar nu întâmplător pe unu. Da? Politic și mass media. Așa e. Păi, da. Asta sunt principalele trei forțe. Și media. Media, să știți. Vorbeați de tineri mai devreme, ce puseți ceva să discutați de tineri. N-avem dreptul să-i arătăm cu degetul. Nu avem dreptul să-i arătăm cu degetul când le oferim astfel de modele. Deci, copilul este oglinda fidelă a celui care îl crește și îl formează și îl educă. Și ne-am trezit acum noi maturi și spune, ce facem în generația asta, zice, ce să mă, generație de ratată, dumne, n-ai ce să faci cu ăștia. Ca și când vorbim de unii care au venit după Marte, da, și n-au legătură cu noi, și asta, n-ar nu? Fi opera proprii, n-ar fi opera propriei noastre educații. Și sistemului, da. Și al sistemului, da, sistemul suntem noi, domnul. Așa este. Noi, fiecare dintre noi. Toată lumea arată acum spre cineva, spre guvern, spre stat, apropo de copii, spre profesori, spre nu știu ce. Da, dar aici există un cumul de factori când formezi un om ăsta, unde părinții se vor deoparte. Și a spus, îl trimit la școală, tu fă-mi geniu, domne, că da, ești profesor. Ce-mi spui mie că nu știe? Ce-mi spui mie că are un comportament anapodă? Bine, bine, dar tu ce faci? Păi să vă dau un exemplu, că dacă tot așa... Cum adică, practic, ne place să transferăm culpa proprie, când în momentul în care, vezi, Doamne, ai copilul într-un cadru instituționalizat de învățământ și astea asupra celui care e acolo, dar știți câte limitări au oamenii aia? Știți câte limitări au în a-și exercita practic profesia? Nu mai are rost să discutăm. Am un exemplu. Da. Cineva care face ore de pian și altcineva a adus copilul. Da. Care nu avea nicio legătură cu... Adică nu era din neam de lăutar să zici, bă, ăsta a crescut cu așa muzica și deja este, cum să spun, în ADN-ul. Și după 4 ședințe, a câte o oră probabil, a certat profesorul că a zis, păi, de ce nu cântă ca dumneavoastră? După 4 ședințe. Bune. Și profesorul a spus, s-a uitat la el, păi, zice, în primul rând, ca mine nu o să poată să cânte niciodată. Că, până la urmă, e și aici vorba de talent. Adică, nu, dacă... Da. E o mare diferență între cei care sunt talentați și muncesc și cel care doar muncește, dar nu e talentat, da? Să zicem așa. Până la urmă plecăm de la o chestie, există da? Există și excepții, da? O știți, scuzați-mă că vă întreb. Nu, dar profesorul i-a spus. Știți una celebră, o excepție? Nu, dar vreau să o aflu. Un mare afon, mare muzician? Nu știu. Dan Grigore. Da? Da. Dan Grigore. Eu care, sunt un afon, dar sunt nici care urechie muzicală și talent mai de vară. Mai de vară. Mm-hmm. Dar care este un notist desăvârșit. Bun. Ei, aici așa s-a întâmplat și bineînțeles că și l-a retras, pentru că după 4 ședințe nu cânta ca profesor. De fapt, cred că nu cânta mai deloc, dacă mă întrebați pe mine. Domnule, sunt deci, unii care fac eroarea că nu vor copii, unii vor copii, nu copii. Copii, da. Da. Adică cum mă dacă eu am fost sau sunt? Sau... El de ce nu? Așa e, de ce. Și totul pleacă de la o eroare. Nu? Conjugă greșit cele două verbe, etră și avoar. Cu alte cuvinte. Cei care au, așa, în paranoia lor, cred că și sunt. Da. Da? Așa. E, deci,
A avea coafi nu e totuna. Ascultați-mă ce vă spun. Deci, domne, cum fac avere? Dintr-un fel sau altul, la negru, la gri sau pe nu bune. Nu contează. Așa? Dintr-o dată trebuie să și fie. Da. A, zice, am făcut 3 milioane, am acum în cont și nu știu ce. Păi stai, domne, vreau să fiu eu vreau să fiu parlamentar. Bine, asta e o chestie, dar problema este că ei devin și mai deștepți în momentul ăla. Și mai inteligenți și mai preocupați. Adică există o formă de mitomanie care îi determină să creadă în lăuntru lor, ajung să trăiască cu convingerea că sunt ceea ce și imaginează că sunt. Da. Am văzut oameni de genul ăsta. Sunt mulți. Da. Și să vă spun, unii sunt de-a dreptul caragioși. Ajungi pe o anumită funcție și nu știu ce, era unul celebru în zonă care a zis, cum dovezi, zice, eu în 3 zile fă-mă vânător, zice, că dacă vine Năstase la vânătoare, zice, și eu nu sunt vânător. Și a trebuit să se facă demersul la asociație acolo, nu știu ce, trebuia să facă, doar carnetul să de facă fapt. Să facă bătovărșul repede vânător. Doar era carnetul, da. Doar atât. Și să vă mai imaginați că, și să vă mai mirați că se împușcă între ei. Asta nu e rău uneori. Bine, e și un bancul, lasă-vă să mai moare și de-ai lor. Despre bancul vorbim, este un banc. Să mai moare și de-ai lor, da. Da, da. Și să mai, am tot țopăit de colo-colo cu ideile. Mai Dona, asta e frumusețea podcastului, putem să ne ducem unde vrem noi și de-asta și ne întoarcem. Mai vreau niște povești așa de final, că suntem pe final. Niște povești cu niște oameni. Îmi place să vorbesc mai mult de alții decât despre mine, de mine. Despre oameni, de alții. Și de experiența trăită deosebit. Vedeți, lăcătuși, e un lucru de necontestat pentru mine și așa? Cu adevărat valoros din toată activitatea mea profesională a fost faptul că am avut și am cunoscut nemijlocit și am fost în compania unor oameni de mare calitate. Chiar de foarte mare calitate. Cât am stat la Târgoviște Dobrin, de exemplu, a fost găzduit de mine la Dâmbovița. Ce să văd, da. Vorbeam de Lăcătuși, da, de nebunul ăla, când se însurase în anul ăla. Ei, și a trebuit să stea și el, că luna de miere acolo și nu știu ce, a trebuit să cedez apartamentul în care stăteam și mă mut eu în altă cameră. Am făcut tot ce să fac. N-a uitat niciodată, în schimb, tot timpul a avut un respect pentru mine și am bun. Și ce să vă zic, era și un tip foarte, foarte haios, dar vreau să vă spun că în viața de zi cu zi, în viața particulară, era la fel de colțat, cum îi spuneam eu, de bătăios și de astea ca și în teren. Luptător, deci, da? Jucam luptător. Tenis cu piciorul pe un teren de handbal acolo, lângă vis-a-vis de hotel, de Măgura. Da. Ei, nu pot să vă spun, dacă pica mingea pe linie, trebuia să ne certăm o jumătate de oră cu el, că trebuia să fie ca el. Era nenorocire, era foarte, foarte arțăgos. M-am întâlnit la Nord Hotel după finala de la Sevilla, la vreo 3 ani eram acolo, tot așa, la un curs la București. Și l-am întrebat, l-am luat direct, ia zi Marius, cum ai dat mă 11 metri la sub bară? Zic, dar spune sincer să nu umbli cu prostii. Să nu spui că ai vrut să o dai acolo. Și el zice, prezice, spun să mă rămă mamă, zice, dar nu mai spui la nimeni. Așa. Cum face aia? Ia zi-mă. Zice, să fiu al dracu dacă n-am închis ochii. Ce m-am dus la ea, am dat cât am putut, zice, dar am închis ochii, zice, nu m-a interesat unde o dau, zice. De frică. Da, și am spus, bă, băiete, vreau să spun că după meci am intuit lucrul ăsta și am spus la toată lumea, zic, numai un nebun ca tine putea să-și imagine la miza și la tensiunea aia, să o dai sub bară. Da, ăsta era el. Ăsta era el. Uite că suntem la final. Multe se pot discuta și multe putem să spunem în continuare și multe povești. Sunt sigur că într-o viață de om sunt multe povești în spatele omului Dragoș Mosor. Și vom avea timp să le mai punem pe un podcast ulterior. Dar la final, eu am notat aici ceva. Zice așa. Aveți o carte de vizită pe care scria. Nu știu dacă sunt toate cuvintele astea, dar dezvoltăm. Simplu cetățean,
contribuabil perdant, prost alegător. Mai este valabil această triadă de autocaracterizări? Este. Da? Stai puțin. Că de regulă am câte una la mine. Me voilà. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Ia, facem un zoom, ceva. Numai că trebuie făcută precizarea corectă. Simplu cetățean român. Așa. Păi, nu pot să cred. Prost alegător. Da? Deci așa scrie. Contribuabil veșnic Mosor perdant. Dragoș. Simplu cetățean român. Așa. Contemporan. Prost contemporan, alegător. Da. Am mai era și contemporan la întrat. Da. Contribuabil veșnic perdant. Da. Și avem două numere de telefon aici. Unul de mobil. Da, al meu. Scrie răspund EU. EU de la... EU, nu EU. Nu, EU, EU de la... Așa. Da. Și un telefon fix. Și ce scrie aici? Ce tare! Cine răspunde doamna Mosor. Așa scrie pe cartea de vizită. Da. Ce, telefonul fix răspunde doamna Mosor. Da. Adică ce să n-aibă cineva o surpriză. Ce tare e! Da. Bun, mai e valabilă triada asta? Domnule, de fapt, e triadă. Sunt patru chestii. Este o treabă la care țin foarte tare. Și așa. Acum vorbeam mai devreme de puterea adevărată și exercitarea adevăratei puteri și nu știu ce. Puterea adevărată este puterea celor mulți. Și nu neapărat din punctul ăsta de vedere spun eu lucrul ăsta cu simplu cetățean. Sincer să fiu, deși am avut de-a face și am servit și deservit și așa mai multe, o grămadă de oameni cu funcții sau nu știu ce, nu m-am omorât niciodată după treaba asta și mi-a plăcut întotdeauna la oameni modestia și bunul simț. E drept că am cunoscut și destui care au avut oameni cu poziție în societate și astea care au și o poziție corectă vis-a-vis de ceilalți. Și nu pot să nu spun asta, dar povestea cărții este de vizită până la urmă. Așa. Care și o poveste. Un amic care, Dumnezeu să-l ierte, a murit, avea o tipografie. Și am spus, fă-mă dracu și mie niște cărți de vizită, pe unde mă duc, toată lumea dă-mi o carte de vizită. Și am zis, să-mi facă. Și la vreo două zile îi dau telefon și întreb, ai pe cum are cărțile de vizită? Zice, nu, că nu le-am făcut, că n-am terminat. De ce n-ai terminat? Păi ce mi-ai zis, mi-ai dat nume și telefonul și aia. Și ce dracu mai vrei? Păi zice, funcția. Păi ce funcție, mă, care funcție, zic? Mosor Dragoș și atât. Și mă tot... omor, că am fost și mic, și mare, și proști, și deștept în viață, am pupat ca toți oamenii. Dar nu țin neapărat la titulatura asta. Nu, așa. Și că nu, că dacă nu treci E, C, A, V, D, O, C, sau P, nu știu ce, așa? Acolo o prescurtare și nu știu ce, nu există. Bă, băiete, băi, uite că există și sunt un simplu cetățean și de aici a început nebunia. Păi și ce, cum scriu până la urmă? Ia scrie, bă, simplu cetățean, zic, ca să-ți treacă. Simplu cetățean român. Și zic, contemporan, ca să ne înțelegem. Așa. Și pe urmă mi-a venit și alte, și celelalte două idei. Și ce dracu mai sunt eu, mă? Zic, politic vorbind, sunt un alegător, da? Și prost alegător, categoric, am ales prost întotdeauna. Și ca și cetățean care plătește dări la stat, contribuabilul veșnic perdant. Niciodată nu știu pe ce am dat banii. Deci au rămas de actualitate cartea să vizite. Absolut. Absolut. Și o las și moștenire. Dragoș Mosor, cel care este pensionat acum și se odihnește, dar care formează în continuare... Da, lucrez pe formare profesională. Încă. Mai avem de povestit. Mă bucur că ne-am întâlnit astăzi. Și ce să zic? Eu zic că mai e loc de planuri. Cum? Mai e loc de planuri, zic. Eu zic că mai e loc de planuri. Niciodată să nu zic niciodată. E loc, dar tare aș vrea să-și mai facă planuri și alții și să mai facem și ce trebuie. V-ar plăcea să vă mai duceți pe litoral vara? Poftiți? V-ar plăcea să vă mai duceți pe litoral vara? Să mai luați nu mai e loc de noi. Domnule. Nu? Nu mai e loc de noi. Adică v-ați dori? Nu spun că nu mai e loc, dar v-ar plăcea? Dacă mâine vă spune cineva, băi tată, eu îi dă schimb la litoral, dacă vii? În sectorul ăsta, haideți să vă spun, dacă mai e timp. Mai e timp, câte vreau să vă spun că
Sunt în general un om sensibil la niște lucruri, care niște chestii care mă răscolesc. Am fost acum 3 sau 4 ani, nu mai știu, la Eforie. S-a renunțat în foarte mare parte, în ceea ce, pe sectorul ăsta, la sistemul clasic de servire, prin ospătar, cu față de masă curată, cu un șervet curat, cu nu știu ce, la eleganța și bunul simț care era pe vremea noastră, da? Ce credeți că a ajuns actul ăsta de civilizație, care e de fapt servitul mesei și nu servitul oriunde și în orice condiții. La Eforie, de pildă, pe toată zona Falezei, pe toată lungimea, este o mare de autoserviri. Acolo, la împinge tava, cum se spune în sistem propriu, unde de la un cap la altul, dacă treci la ora prânzului, categoric și stai prost cu ficatul, faci hepatită. Deci totul miroase a o prăjeală de aia nenorocită, lucrează friteuzele alea non-stop și așa mai departe, și toată lumea stă în concediu fiind, atenție, și în costum de baie sau cum vin îmbrăcat și nu știu ce, la rând, în plin sezon, să se așeze la o masă, se așteaptă cu tava în mână până să ridică ceilalți ca să stea cu tava. Păi asta mai e meserie, asta mai înseamnă alimentație publică sau sistem civilizat de servire a unei mese și așa mai departe. Deci nu vă mai regăsiți? Nu, categoric în situația asta nu. Acolo sunt într-adevăr alea fabrici de bani. Nu pot să nu recunosc asta. Eficiența categoric este mai mare când personal numericește mai puțin, probabil cheltuielile generale mai puține, Dumnezeu știe cât mai dă bon și cât nu dă bon și câtă marfă intră cu acte și fără acte și nu știu ce se întâmplă. Da. Dar nu vă supărați. Dacă tot mă duc în concediu și vreau să mă simt bine, apropo, să fac și reclamă cui merită, mă duc în Bucovina. Mă duc în Bucovina de vreo 5-6 ani și am niște pensiuni unde mă simt excelent și unde am de-a face cu colegi de-ai mei profesioniști și unde totul e perfect. Acum închidem și încep să întreb eu, să notez aici. Da. Da. Mi-a făcut plăcere. Cele bune. Dragoș Mosor, un om, putea să scrie și pe cartea de vizită, un om care are multe povești și care are mare experiență. Nu în spate. Mă forța să mai spun una. Păi eu, asta e treaba mea. Mi-a adus aminte de bunica mea. Așa. Când mergeam la piață duminica la Pietroșița, mă punea pe șaua calului în fața lui. El nu circula pe jos până în sat. De la Moroin la Pietroșița. De la Pietroșița la Moroin și înapoi. Da. Și mă așeza pe șaua calului. Niciodată nu mergea pe jos până în sat, că a fost chiabur la viața lui și nu mai are rost să vă spun și ce a pățit. Da? Mai știm că da. Și ai mei au fost chiabur. Și când venea de la piață, n-am să uit niciodată lucrul ăsta, o chestie care mi-a marcat oarecum tinerețea, trecea cu calul până în sat și apropo de om și de oameni și zicea, ce faci băi neabarbule? Și spune, ce să fac tată? Zice, am fost pe la piață. Și cum e brea la piață? Zice, ce să fie tată? Lume multă, oameni puțin, porci ca în scumă, zice. Am înțeles. Cu asta încheiem. Deci lume astăzi, multă, oameni puțin, să știți. Și astăzi este valabilă această vorbă. Doamnelor, domnilor, hai să închide podcastul nostru. Sunt Gabriel Cristache și vă aștept în fiecare joi la Oamenii Cetății pe municipiul târgoviște.ro.